Campioana europeană de tenis de masă la juniori, Ana Maria Sebena, a ajuns încă în lotul național de senioare. Anul acesta talentata sportivă liceului cu program sportiv Constanța a fost cel mai aproape, dar a pierdut barajul pentru ultimul loc în lot. Baraj la care au luat parte Iulia Necula și Cristina Hârâci, alte două produse ale veritabilei academii conduse de Viorel Filimon. Ea nu regretă însă eșecul și crede că va putea ataca accederea în echipă la următoarea competiție majoră, dar până atunci va continua să se concentreze pe echipa din Turcia din care face parte și pe competițiile interne, atunci când va putea veni în România. Nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat la baraj, am simțit că am dat tot ce am putut, dar adversarele pur și simplu au făcut același lucru. Noile mingii sunt criminale și cine se adaptează mai repede progresează mai repede. Vor mai fi oportunități, iar eu îmi voi îmbunătăți și mai mult jocul și poate data viitoare va fi mai bine. Acum mă voi axa doar pe jocurile de la echipa de club, acolo unde cred eu putem încurca serios planurile celor din Ankara și celor de la Fenerbahce, ne-a spus Sportiva. Despre Turcia, Ana Maria are doar cuvinte de laudă, deși recunoaște că nu ar pleca niciodată de acasă. Căldura otomanilor, oameni deosebiți, a și păstrat-o atât de aproape geografic de România, pentru că au existat oferte tentante din alte părți, cărora nu le-a dat curs să joace sub semilună, nu este însă opțiune. Chiar nu m-am gândit vreodată ce aș spune dacă mi-ar propune să joc pentru ei. Bursa e ceva național altceva. Orașul mi-e ca o a doua casă, iar oamenii de la club e extraordinar, dar nu mi-aș părăsi țara definitiv. Fac tenis de masă de 18 ani și nu aș face altceva, așa că planurile mele sunt destul de clare. Când mă voi retrage, voi deveni antrenoare și îmi voi urma calea. Nașul meu este antrenor, mama mea este antrenoare, eu iubesc copiii și tenisul de masă. Deci nu mă văd făcând altceva. România își va răsplăti cândva și sportivi și antrenorii, a completat Ana Maria. Ana Maria se bevisează la o echipă a României formată doar din Constanțence, care s-ar ușor la medalii în Liga Campionilor.